domnișoarelor, domnilor, bine ați venit la prima întâlnire de astăzi cu editura Humanitas Fiction, cu Raftul Venisei, cu un mare scriitor american, George Saunders, care a luat anul trecut, de fapt în ianuarie anul acesta pentru anul trecut, faimosul Man Booker Prize, premiul care se dă în Marea Britanie. Scriitorii britanici au început să protesteze pentru că acest premiu a fost mai întâi numai pentru scriitori britanici din postul Commonwealth. După care s-a extins de acum 5 ani pentru toți cei care scriu în limba engleză. Și britanicii sunt supărați, cum de noi a doua oară când un american ne smulge Man Booker Prize, care era numai pentru britanici. O să vedeți astăzi de ce acest roman, primul roman al unui foarte talentat scriitor de proză scurtă care era înainte, George Saunders, a luat Man Booker Prize. Invitații mei de astăzi sunt celebrul scriitor Radu Paraschivescu, în topul vânzărilor noastre este pe primul loc și sper să ne susțineți să rămână, două mături stau de vorbă, este volumul care se va lansa imediat după această lansare, chiar în acest stand. Alături de mine, în partea dreaptă, se află domnul Sever Voinescu, care este redactor șef la Dilema Veche, bine cunoscut în familia mea, are numai fan pentru emisiunea domniei sale Europa Cristiana de la Trinitas, pe care vă recomand cu multă căldură. În același timp este un fin om de teatru și comentator. Citiți Dilema Veche. George Saunders. George Saunders s-a născut în 1958 la Amarillo, Texas. Și familia l-a îndrumat către inginerie, inginer de mine l-au făcut. Și s-a dus în Sumatra, a lucrat acolo, pe care nu i-a plătut. Și s-a întors în Statele Unite și a avut diferite slujbe. A fost și portar, a fost reparator de acoperișuri, a lucrat într-un abator, până când și-a dat seama că poate să scrie. Și a scris o mulțime de povestiri. Imediat, marile reviste americane și le-au publicat și a fost foarte lăudat. Atunci, a făcut un masterat de scris creativ, de creative writing, la o celebră universitate pentru așa ceva, Syracuse University. După aceasta, s-a dedicat exclusiv scrisului, apoi, în paralel, este profesor de literatură comparată și de scriere creativă la această universitate, Syracuse University, și în același timp a devenit un mare scriitor. Printre volumele sale de povestiri, două au primit numeroase premii, atât în America cât și în lume, și anume 10 decembrie, care a fost tradus în limba română anul trecut, și volumul de povestiri Pastoralia, în curs de traducere în colecția Raftul Venisei. A surprins întreaga lume anul trecut, și a publicat primul roman, Lincoln între vieți, în titlu original, în limba engleză, este Lincoln is a Bardo. Găselnița în limba română pentru traducerea titlului Lincoln între vieți, îi aparține acestui mare traducător care a tradus peste